Partidul Liberal Democrat a pus mai multe condiții pentru participare la negocierile privind formarea unei noi majorități parlamentare și votarea unui guvern pro-european. Printre acestea, depolitizarea structurilor de drept și colaborarea mai eficientă în cadrul Parlamentului. În opinia reprezentanților PLDM, vina pentru eșuarea negocierilor i-ar reveni PDM. La rândul lor, democrații au numit aceste declarații drept încercare de a acoperi o altă realitate. De asemenea, PDM a reiterat necesitatea stringentă de a forma un guvern pro-european. Președintele interimar al PLDM, Valeriu Streleț, a declarat că viitorul guvern trebuie să fie scutit de imixtiuni politice. Guvernul urmează să activeze în baza normelor constituționale și legale, fără careva încorsetări stabilite prin acorduri de alianțe sau alte soiuri de înțelegeri opace. Primul ministru trebuie să fie neafiliat politic, să dispună de dreptul de a avea ultimul cuvânt în formarea cabinetului de miniștri și operarea remanierilor în cadrul acestuia. La rândul său, Partidul Democrat a calificat aceste declarații drept perdea de fum. Potrivit unui comunicat al formațiunii, dacă cei din PLDM vor să afle poziția PDM față de cerințele pe care le-au anunțat, să vină la dialog și să nu se mai justifice prin acțiuni populiste. În declarația sa, democrații spun că au multe să ceară PLDM-ului în numele oamenilor. În primul rând, să întoarcă cetățenilor miliardul furat de la BEM și să scoată din captivitate instituții vitale ale statului, cum ar fi Serviciul Vamal și Inspectoratul Fiscal de stat. Potrivit democraților, aceste instituții păstrează și în acest moment scheme de corupție și politice care favorizează inclusiv reprezentanți ai conducerii PLDM. Săptămâna trecută, reprezentanții Partidului Democrat, ai Partidului Liberal și ai grupului Leancă au decis crearea unui grup de lucru care va elabora proiectul acordului de guvernare.